Mă, nu toată lumea își permite să facă studii de piață cu uh -huh. uh, companii renumite și așa mai departe, dar cum, chestiile de bun simț le poți face. Că orice plan în viață ai avea. Uite, dau un exemplu. În momentul în care te căsătorești și faci petrecerea de nuntă, da, planifici nunta. Ok, vei, poate vei apela și la un wedding planner, uh -huh. dar tu o să-i spui wedding plannerului respectiv, băi, eu aș vrea așa, flori albe, habar n-am, da? Decor cu roșu, am atâtea mese și așa mai departe. Ce înseamnă asta? O planificare, da? Același lucru se întâmplă și în business. În momentul în care tu decizi sau ai deschis un magazin online deja, tu trebuie să planifici. Eu vreau să fiu cel mai bun pe nișa mea. Eu vreau să am cea mai mișto comunitate în jurul meu. Eu vreau să fiu diferit față de alții prin următoarele chestii. Să zicem că la mine, acum deja a devenit cumva basic, dar să zici, băi, la mine produsul poate fi returnat într-un an de zile nu în 14, da. nu în 30 de zile, da? Sau în 60 de zile, că deja avem și termenul ăsta în România. Dacă îți permiți, evident. Dacă nu îți permiți, poți să fii, îți dau un exemplu în zona asta care e deja super trendy de sustenabilitate.